Tragedie într-un sat hunedorean. Duminică seara autoritățile au fost anunțate că un minor în vârstă de doar 3 ani a căzut în râul Cerna. Pompierii l-au căutat pe micuț mai bine de 3 ore, dar când l-au găsit, micuțul era fără viață. Ieri în jurul orei 20 și 30 de minute, poliția municipiului Hunedoara a fost sesizată telefonic despre faptul că un minor în vârstă de 3 ani a dispărut în apa râului Cerna, în zona localității Toplița. În urma sesizării telefonice, la fața locului s-a deplasat de urgență patrula de siguranță publică aflată în serviciu pe zona rurală, precum și o echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara și s-a solicitat în regim de urgență deplasarea la fața locului a echipajului SMUR și a reprezentanților ISU Hunedoara pentru efectuarea de căutări. Pompierii detașamentului Hunedoara au desfășurat un dispozitiv de căutare a minorului cu sprijinul polițiștilor, jandarmilor și al stătenilor. În jurul miezului nopții, trupul micuțului a fost găsit în apa râului la aproximativ 2 km de locul în care a dispărut. După culegerea primelor informații, polițiștii au stabilit că minorul era însoțit de tatăl său când s-au deplasat pe malul râului Cerna, unde copilul a început să se joace, aruncând pietre în apă. La un moment dat, minorul s-a dezechilibrat, a căzut în apă și a fost luat de curent, tatăl neputând să-l mai salveze. Trupul copilului a fost preluat de medicii legiști în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii cauzei decesului. Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs nefericitul incident.